Pe care am made by Euforiu. Astăzi voi arăta cum să facem o fustă cloș 3x4, fustă circulară 3x4. Vom avea nevoie de un centimetru, un creion și o foarfecă. De asemenea, vom avea nevoie de următoarea formulă. Raza este egală cu 4 împărțit la 3 ori circumferința talii împărțit la 2 ori pi, unde pi este 3,14. Raza este egală cu 4 împărțit la 3 ori 64 circumferința talii împărțit la 2 ori 3,14, raza este egală cu 1,33 ori 64 împărțit la 2 ori 3,14, raza este egală cu 85 împărțit la 6,28, raza este egală cu 13,5. Lungimea fustei este de 70 de centimetri. Lungimea foii este de 100 de centimetri, iar lățimea foii este de 87 de centimetri. Având în vedere că raza noastră este 13,5, vom nota, pornind din acest colț, 13,5 centimetri. Deci din colțul foii vom nota 13,5 cm. Ok, după care vom uni punctele. Acum vom nota cei 83,5 cm, deoarece lungimea fustei noastre este de 70 cm, având în vedere că vom tăia acești 13,5 cm când vom decupa tiparul, vom rămâne cu 70. Deci vom nota 83,5 cm începând din acest colț, la fel cum am făcut mai devreme pentru cei 13 cm. Și vom nota așa, mergând circular cu centimetru. Voi reveni după ce voi termina de notat cei 83 de centimetri pentru a vedea cum se unesc punctele. Cum vom uni punctele unde am notat cei 83,5 de centimetri. Mă adăuga un centimetru pentru cusătură. Vom uni punctele. Adăuga un centimetru și aici, în partea jos a fustei, când vei cu cusătura tigului, după care vom uni punctele. Am terminat de notat acel centimetru pentru tip. Acum vom uni punctele. Acum vom decupa
în partea de sus, prima oară unde am adăugat un centimetru în plus. La fel și în partea de jos a tiparului, vom decupa unde am adăugat un centimetru în plus. Așa arată tiparul după ce l-am decupat. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați, să dați like, share, să comentați. Doamne ajută, zi binecuvântată, spor la lucru și pe data viitoare!